A fost declarată stare de urgență în Haiti după cutremurul care a zguduit ieri vestul țării. Seismul a fost urmat și de o alertă de tsunami în regiune. Până acum, cel puțin 300 de oameni au murit în urma cutremurului după ce sute de clădiri s-au prăbușit. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Până acum, cel puțin 300 de persoane și-au pierdut viața în urma cutremurului care a zguduit Haiti. Premierul țării, Ariel Henry, spune că face toate demersurile necesare pentru a ajuta victimele din zonele afectate. Autoritățile din Haiti au declarat stare de urgență pentru o lună. Zeci de echipe de salvatori au fost trimise în zonele afectate pentru a-i căuta și a-i ajuta pe cei rămași sub dărâmături. Cutremurul care s-a produs sâmbătă a avut loc la o distanță de aproximativ 100 de kilometri față de capitala statului haitian, Port-au-Prince. Înregistrările surprind momentele terifiante în care oamenii alergă disperați, încercând să salveze victimele prinse sub dărâmături. Vini! Pe doi ani! Seismul a fost urmat de 5 replici în decurs de câteva ore. Autoritățile au emis chiar și o alertă de tsunami. Haiti se află încă într-un stadiu de recuperare după fatidicul cutremur care a distrus țara și a luat peste 200.000 de vieți în urmă cu 11 ani. Și ca și cum nu ar fi de ajuns, Haiti ar putea fi lovit în zilele următoare de furtuna tropicală Grace.